Bună tuturor! Mă numesc Ion Laura Elena și sunt elevă la Liceul Tehnologic Petra Chepoinaru din Bălcești și am 19 ani. Astăzi vreau să vă vorbesc despre cum arată Europa visului meu. Imaginea acesta este bine conturată. Începem primul rând prin combaterea poluării, căci asta înseamnă o Europa de vis, iar această combatere este datorată oamenilor sau ar trebui să fie datorată oamenilor, pentru că singurii care pot opri poluarea până la urmă sunt oamenii, bineînțeles. Iar în al doilea rând, schimbările pe care oamenii le pot aduce din punct de vedere comportamental, căci totul pleacă de la comportamentul pe care omul le are asupra altor oameni sau chiar asupra mediului înconjurător. Deci, atât schimbările pe care omul le poate aduce, atât comportamental, cât și asupra poluării, duc la formarea unei Europe de vis.